Bună! Eu sunt Elena și bine ați revenit pe canal. Astăzi urmăriți un nou episod din Tuesday Dinner în care voi pregăti tagliatelle cu spanac. Pentru asta aveți nevoie de tagliatelle, baby spanac, unt și smântână lichidă, evident, sare, piper și ce vreți să mai puneți voi. Eu am ales să iau aceste tagliatelle proaspete, cred că le-am luat din Carrefour, dacă nu mă înșel, dar găsiți și la Mega Image. Eu am luat două pungi pentru că mi se pare că ies prea puțin o pungă. O pungă are 250 de grame. Bun, primul pas este să fierbem tagliatelele. Ele se fierb într-o cantitate mare de apă, cu puțină sare, timp de 2 minute, așa scrie pe instrucțiuni. Iar baby spanacul îl voi trage un pic în unt, în wok, peste care voi adăuga smântâna lichidă. Așa cum am zis, pun apă, puțină sare și o las să ajungă la fierbere și apoi adaug pastele. În wok, pun un pic de unt, o spatulă. Până se topește untul, eu o să spăl spanacul. După ce am spălat spanacul, îl pun aici. Și o să vedeți de ce am ales să pun atât de mult, pentru că va rămâne foarte frumos. După ce îl trag un pic aici, tigaie în unt, el se înmoaie și se face mic, mic, mic. Vedeți cât de puțin a rămas, cât de mult era la început și cât de puțin a rămas. I-am pus un pic de sare și acum adaug smântână lichidă. De fapt, e un pic cam grasă, densă și atunci îi mai las și lui apa aceea ca să mai dilueze smântână. Apa pentru paste aproape fierbe și le punem și pe ele la fier. Pastele s-au fiert, sosul este gata, am scurs pastele și le torc peste sos. Simplu, rapid și ușor de preparat, perfect pentru o zi în care nu ai avut timp să faci mâncare și trebuie să vii acasă și nu ai ce să mănânci. La Mega e o cutie de baby spanac, o pungă de tagliatelle și o cutiuță de smântână lichidă și cât ai zice paste s-au și făcut. Sper că v-a plăcut sau măcar v-am făcut poftă, așa că dacă v-a plăcut, dați un like, dacă v-a plăcut și mai mult, împărtășiți cu prietenii voștri, iar noi ne revedem data viitoare!